Locatarii unui bloc de pe strada piatonală Eugen Doga ar putea să se pomenească cu o mansardă hotel cu două nivele pe clădirea lor. Oamenii trag un semnal de alarmă și spun că sunt categoric împotriva construcției care le-ar putea afecta locuințele. Mai mult, potrivit lor, unele acte din dosarul care ar permite construcția ar fi fost falsificate. Anul trecut, atunci când au aflat despre această intenție, oamenii au semnat o petiție și au trimis-o pe adresa primăriei, iar ca urmare autorizația de construcție a fost anulată. Decizia l-a nemulțumit însă pe agentul economic, așa că acesta a mers în instanță. În prezent, primăria se află în litigiu cu firma de construcții, iar o decizie finală rămâne pe seama magistraților. Locatarii au aflat despre intenția de a construi o mansardă pe acoperișul blocului lor încă anul trecut. Tot atunci ei au tras un semnal de alarmă. Blocul cu 5 etaje se află chiar pe strada pietonală Eugen Doga din centrul capitalei. Potrivit proiectului obținut de locatari, agentul economic intenționează să construiască aici o mansardă cu două nivele, care ulterior va fi transformată într-un hotel cu 52 de camere. Au colectat semnături și au solicitat primăriei Chișinău, pe adresa căreia au expediat o petiție, să le elibereze pachetul de acte obținut de compania de construcții în martie 2020. Oamenii spun că au analizat documentele eliberate de municipalitate, care ar permite construcția mansardei cu două nivele, și au constatat o serie de abateri. Ознакомившись с документами, были шокированы еще больше. Дело в том, что в авторизации на строительство фигурирует так называемый прочес-вербал, говорящий о том, что когда-то, кем-то было проведено собрание с жильцами наших домов, что на этом собрании присутствовало 63% жителей. În acest context, pentru permiterea lucrărilor de construcție, agentul economic avea nevoie de acordul locatarilor, care spun că nu știau nimic despre acest lucru. Этот документ не отвечает никаким стандартам и нормам подачи документов. Это фальсификация. На нем нету ни даты, ни фамилий, ничего говорящего о том, что кто-то и когда-то был над подобным заседании или на подобном собрании. La această mansardă, ieșirea și intrarea în hotel se face cu ajutorul ascensorului după proiect. Ascensorul este nemijlocit anexat pe peretele casei, unde sunt și astupate două sau una un geam al locatarilor. După ce au mai expediat o petiție colectivă în adresa primăriei, autorizația de construcție a mansardei a fost anulată, însă agentul economic a atacat în judecată municipalitatea, iar litigiul durează până în prezent. Una din ședințele de judecată a avut loc astăzi. Nu am reușit să obținem o reacție din partea companiei. La conferință a participat și fostul viceprimar al capitalei, Victor Chironda, care și-a pus semnătura pe actele permisive emise agentului economic. Chironda se apără prin faptul că avea desemnat 10 de dosare de acest fel. Mai mult, el spune că nu ar fi ținut de competența lui verificarea veridicității datelor din astfel de acte. Pornind de la premiza că funcționarii din cadrul direcției și-au exercitat obligațiunile prevăzute de lege privind examinarea documentației prezentate și au verificat conformitatea acesteia, și având în vedere prezența semnăturii arhitectului șef a municipiului Chișinău, am presupus că certificatul respectă prevederile legale și l-am avizat. Șefa Direcției Arhitectură a municipiului Chișinău, Svetlana Dogotaru, nu ne-a răspuns la apelurile noastre pentru un comentariu. Tot astăzi, Victor Chironda a solicitat primarului capitalei Ion Ceban dispunerea unor anchete de serviciu pe numele funcționarilor din cadrul Direcției Arhitectură implicați în autorizarea construcției mansardei de pe strada Eugen Doga și Alexandru cel Bun. Consiliera primarului Natalia Ixar ne-a spus că Ion Ceban nu va comenta subiectul, dar și că fostul viceprimar Victor Chironda avea un consilier care putea să-l ajute la verificarea actelor care ajungeau pe masa lui pentru semnătură. Cel din urmă a depus astăzi un demers la procuratură și CNA, prin care a solicitat examinarea legalității acțiunilor funcționarilor publici din cadrul primăriei Chișinău implicați în acest caz. Blocul cu pricina a fost dat în exploatare în anul 1977. Pentru mai multe informații și mai multe știri, nu uitați să vă abonați pe canalul nostru de YouTube, TV8. Dacă v-a plăcut ce ați văzut, dați-ne și un like, faceți share. Vă mulțumesc!